enzimatica acestei mustuieli sau avem tipuri diferite de drojdii folosite la fermentare. La fel, acel grad de extracție a compușilor localizați în pielețe variază. Așa. Și deja am apreciat conținutul în cazul când avem strict pielița uscată de la tescovină, avem semințele separate și deja acel mix al tescovinii uscate, adică un mix se include parte de pieliță împreună cu semințe, la care s-a apreciat un indice polifenolic total pentru tescovina pieliță 64,4, pentru făina din semințe de 94,25 și deja pentru mixt așa o valoare medie de 81,32 unități. La tescovina proaspătă, adică această valoare este mai mare, adică constituind 116,72 unități, iar la tescovina uscată, adică după primirea sa și uscarea la temperatură adecvată, respectiv avem un conținut de 174,46 unități. La fel, acele extrate au fost estimate pentru a cuantifica conținutul total antocianic în miligrame malvidină, anume componentul localizat în pieliță per mililitru de extract și la fel ca și alt parametru cum a fost acela de compuși fenolici total, ultrasonarea au descris niște valori maxime, adică eu știu undeva între 15 și maxim 20% comparativ cu proba la care era același solvent, doar că regimul a fost de 120 de minute, iar temperatura de 40 de grade Celsius. În probele cu făină obținută de la pieliță, semințe și mixtul de făină, s-a apreciat sumar conținutul de tanine totale exprimate în miligram epicatehină per gramul de substanță uscată, antocianii monomeri, proantocianidinile și indicele polifenolic total. Da? Deja din această diagramă se relevă cum anume făina de semințe are un conținut maxim în aceste componente și în plus, dacă ar fi să comparăm cu tescovina proaspătă, anume proantocianidinile monomere au un conținut mediu comparativ cu proba de făină mixt și făină din pieliță separată. Ca rezultat, am putea de asemenea să apreciem intensitatea colorantă a celor extracte. În cazul când avem solventul alcool etilic, această intensitate este de 6,24 în cazul regimului de 120 de minute de extracție cu etanol de 60% la temperatura de 40 de grade și deja o intensitate colorantă aproape de valoarea de 6 pentru regimul de ultrasonare timp de 60 de minute la care solventul este etanolul. Da? Iar la celelalte medii de extracție, aceste conținuturi ale intensității colorante sunt mai mici, în jur de 3 sau chiar aproape 4,20 pentru acidul clorhidric. Tot pentru a vedea în timp stabilitatea acestor extracte, fiindcă ele au fost păstrate la temperatura de refrigerare și peste 30 de zile, peste 60 și 90 de zile s-au apreciat la fel în repetare acele conținuturi de cuantificare a substanțelor colorante și în dinamică acele conținuturi s-au redus între, în unele cazuri au fost 17% și în alte cazuri au fost chiar după 90 de zile chiar 32% ca valoare estimativă, adică prin cea diferențiere. La fel, în dependență de solvent, a mai fost făcut așa un parametru descriptiv, nu doar intensitatea culorii și nuanța, dar puritatea culorii galbene, puritatea culorii roșii și culorii violete. În acest caz,
Puritatea culorii roșii este dominantă în cazul extractului la care solventul este acidul clorhidric și deja valori mai medii pentru această puritate a culorii pentru acidul sulfuric și alcoolul. În cazul când se folosește acidul sulfuric, avem puritatea asta, dominanța mai mare a culorii galbene de 52,3% comparativ cu celelalte nuanțe de roșu și violet. Aici un pic sunt cam mici valorile intensității colorante, doar că trebuia poate pe o scară suplimentară să le pun. Așa, și ca concluzie aș menționa că rezultatele au fost diseminate la 6 teze științifice, la conferințe și simpozioane internaționale de profil, 2 articole în conferințe naționale și un articol este în elaborare pentru revista Chemistry Journal of Moldova. De asemenea, a fost depus și o cerere de brevetare de scurtă durată, anume pentru utilizarea produselor vinicole secundare în vederea obținerii unor vinuri cu conținut majorat de substanțe biologic active. De asemenea, a fost valorificată tescovina proaspătă în vederea obținerii condițiilor maxime. Se recomandă ca această tescovină proaspătă să fie procesată îndată după obținerea sa din procesul sau din fluxul tehnologic. În caz că acest moment nu este posibil, păstrarea adecvată, adică în condiții anaerobe și deja cu administrarea unei cantități anumite de anhidridă sulfuroasă, anume în vederea activării enzimii polifenol oxidazei și de asemenea ulterior, adică după ca mod de extracție, recomandăm utilizarea mediului hidroalcoolic sau hidroacid cu condiția că pH-ul să fie în limita de 2,6 și 3. La fel, tot ar mai fi ca o recomandare că inițial de înainte de procesarea acestei tescovine să fie apreciat conținutul antocianic și așa stabilind ca o limită de 1,5 grame per kilogramul de tescovină, concomitent cu aprecierea gradului de oxidare a acestora. Da? Deja extractele obținute ar putea folosi ca coloranții naturali în industria alimentară, în industria cosmetică, industria vinicolă, cu anumite utilizări în vederea obținerii unor componente, anume în partea de valorificare. Și acum aș dori, adică din studiu realizat, nu vă răpesc mult timp, am găsit chiar în America, acum direct în procesul tehnologic de la procesarea strugurilor, această tescovină este direcționată la întreprinderea așa. Stați ca să fie taman minutul care l-am preconizat. This lineup of trucks waiting to dump about 20. Se aude? Da. 5 tons of grapes per truck today is still only a fraction of the 500,000 tons of California grapes that are crushed annually. Mission Bell Winery began processing grapes for wine on this site in the 1890s. But it wasn't until 1996, when polyphenolics was created, that these grapes are also harvested for their wide range of therapeutic benefits. Ecaterina, te rog, oprește, nu e nevoie de așa ceva. Da, și pur și simplu aici, direct la fabrică, au o instalație care nu folosesc solvenți toxice, adică care se necesite simplu concentrarea mai departe și recuperarea solventului, dar folosesc ca mediu de extracție apa acidulată, după care aici chiar sunt adică, preparatele care le găsim The spray drying techniques include time and temperature parameters to produce the grape seed powder. This also mitigates microbial concerns, and the ultimate dryness of the finished extract powder is shelf stable. Water is. Adică din ideea că
Într-adevăr, produsele vinicole secundare sunt foarte valoroase în compuși biologic activi, care pot constitui o sursă importantă în modul de... Mulțumim. Sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, vă rog să departajați. Și ofer cuvântul ulterior domnului, domnul Marius Băietu a apărut, e disponibil acum? Parcă văd că este în rețea. Dacă nu, mergem mai departe și ofer cuvântul domnului Vadim Druță, care de asemenea are în paralel și o susținere de teză. Deci vă rugăm. Bună ziua, stimați colegi. O să încerc, într-adevăr, particip acum la două ședințe cu comitet. O susținere de teză, așa că o să încerc într-un regim alert și cât mai rapid. Prezentarea, cer scuze din stare. Este, se vede? Da, deja se vede, pur și simplu puneți în regim de prezentare. Ok. Bun, prezentarea de astăzi este dedicată evaluării potențialului de extracție sau extractivității polifenolilor din Tescovina de struguri a două soiuri din aceeași zonă vitivinicolă. Soiurile de struguri au fost Tescovina care a fost testată și evaluată a fost din soiurile de struguri de Malbec și Rara Neagră. Și autorii, îi vedeți jos, domnul Iurie Scutaru, Alena Sclifos, Vadim Ruță. Ordinea probabil corespunde aportului fiecare în scădere. Dar astăzi am onoarea să prezint lucrarea aceasta. Nu o să mă opresc în detaliu la importanța compușilor fenolice, s-a vorbit mult despre aceasta în timpul prezentărilor precedente și cunoaștem că, într-adevăr, aceștia au compuși fenolici, polifenolii din vin au importanță fiziologic sporită. Și se cunoaște că o anumită cotă parte a lor trece în rezultatul procesării, trece în vin, contribuind la gust, structură, proprietățile vinului în general. Se cunoaște de asemenea că o mare parte a polifenolilor rămâne în tescovină, rata de transfer depinde de tehnologiile aplicate, depinde de starea de maturare a strugurilor. La acest moment ne-am oprit și noi în prezentarea noastră pentru a face comparație despre conținutul polifenolilor în dependență de gradul de maturare fenolică, să spunem așa, a strugurilor. S-au studiat, am spus, două soiuri de struguri, descovine de la două soiuri de struguri recoltați din arealul Purcari, este o zonă din sud-estul Republicii Moldova. Scopul studiului dat a fost determinarea cantitativă a grupelor importante de polifenoli, atât în vinuri cât și în tescovină, obținută din strugurii de Rara Neagră și Malbec, care au fost recoltați la diferite perioade de maturare, și aprecierea potențialului substanțelor biologic active din tescovină în general, și în particular din peleță și semințe, pentru a identifica tehnologiile optime de extragere a acestora.
Pentru extracție au fost folosiți doi solvenți. Unul l-am numit noi S1, este un solvent hidroacetonic. Deci, poate mai corect ar fi acetonico-apos, la care s-a adăugat acid clorhidric pentru acidulare. Raportul dintre acetona, apă, acid clorhidric este prezentat 80-20:1. Solventul acesta are o polaritate mai mică, o polaritate redusă în comparație cu celălalt, solventul al doilea. Însă acesta a fost, este util în cazul când se urmărește extragerea compușilor organici mai puțin polari și a fost aplicat în special în scopuri analitice, nu atât că o propunem pentru utilizare practică. Pentru a, în scopuri analitice, pentru a determina potențialul calitativ și cantitativ al pieliței și semințelor. Al doilea solvent, solventul hidroetanolic, care conține 12% etanol și este acidulat de asemenea cu acid tartric în cantități de 5 grame la litru. Este un solvent care simulează cumva vinul, deci conține o cantitate similară de alcool și acidul tartric este adăugat pentru a crea cam aproximativ aceeași aciditate, cum o găsim și în vinuri. Pentru studiu au fost selectate partide de tescovină din categorie tescovinii fermentate. Materia primă a fost uscată la două temperaturi, la temperatura de 40 de grade Celsius și la temperatura 105 grade Celsius. În ambele cazuri, materia primă a fost adusă, a fost uscată atât timp până când nu a ajuns la o masă constantă. Tescovina obținută uscată în felul acesta a fost mărunțită, urmărindu-se ca dimensiunile particulilor să fie în limita a 1-2 mm. Iar pentru a evita degradările termice ale substanțelor termolabile și pentru a diminua riscul oxidării în procesul extracției, toate extracțiile au fost realizate la temperatura camerei. Pentru început a fost determinat cantitatea totală de substanțe fenolice, atât în semințe cât și în pieliță, de rară neagră și malbec, în ambii solvenți, în solventul S1, cum am zis, mai puțin polar, și în solventul S2. Aceste determinări au fost făcute prin metoda Follin-Ciocalpeu. Avem rezultatele exprimate aici în valori numerice. Ulterior vom face și niște comparații, nu o să mă opresc în detaliu la fiecare dintre ele, dar s-a observat că conținutul majorat a unor substanțe de fenolice în solventul 1, comparativ cu solventul 2, ar putea fi explicat prin o polaritate mai mare a substanțelor fenolice din semințe, iar din potrivă în pieliță, de regulă, mai mult se extrag substanțele fenolice care se pot extrage în solventul mai puțin polar, S1. Substanțele fenolice totale ating cota maximă pentru extractele din pieliță de malbec în solventul S1, care pieliță de malbec care a fost uscată la 40 de grade Celsius, în timp ce pigmenții predomină în extractele de malbec uscate la 105 grade Celsius. În același timp, conținutul de polifenol total care au fost extrași în solventul S1 din pielițele de malbec și rară neagră sunt destul de apropiate ca valori pentru mostrele uscate la 40 de grade Celsius, iar pentru acele mostre care au fost uscate la 105 grade Celsius, aici apar niște diferențe, dar deosebirea nu este atât de mare.
deosebire este de aproximativ 38%. Pentru a se evalua, după cum am spus la început, că numai o parte din polifenol trec în procesul de fermentare, trec în componența vinului, pentru a se evalua care este proporția de polifenol în vinuri și în ceea ce rămâne în tescovina respectivă. S-au făcut niște analize ale substanțelor fenolice totale în vinul produs din rara neagră, în primul grafic îl avem, și cantitatea totală de polifenol în tescovina respectivă, uscată la 40 de grade Celsius. Valorile sunt exprimate în miligram pe litru. De asemenea, a fost evaluată prin aceeași metodă Foreign Cercle-Tel cantitatea de polifenol total în vinul produs din soiul Diriță de Vie Malbec și respectiv în tescovina de Malbec. După cum se observă, diferențele sunt destul de mari, în unele cazuri de peste 10 ori. Respectiv, în felul acesta se poate de explicat sau de demonstrat că potențialul de extracție a acestor a polifenolilor din tescovina respectivă este destul de înalt. Pentru a se aprecia cantitativ substanțele fenolice totale sau substanțele fenolice flavonoide, substanțele fenolice cinamice, pentru diferite probe de rară neagră și malbec, uscate la diferite temperaturi, au fost efectuate analizele prin metodă spectrofotometrică. Extracția substanțelor fenolice în solventul, s-a observat că în solventul SO1, cel mai puțin polar, extracția este mai înaltă, este mai mare decât în solventul S2. Conținutul maxim de substanțe fenolice extrase în solventul S1, conținutul maxim îi revine probei de Malbec, uscată la 40 de grade, când în solventul S2 cea mai înaltă concentrație de substanțe fenolice a fost depistată în cazul probei de Malbec uscată la temperatura 105 grade. Explicăm aceasta prin faptul că la temperatura de 105 grade are loc distrugerea țesutului vacuolar a pieliței, a celulelor și are loc o extracție mai bună, mai înaltă a substanțelor fenolice polare. Dacă facem o comparație între rezultatele pe care le-am obținut, rezultatele numerice, putem observa următoarele lucruri. Substanțele fenolice totale ating cota maximă pentru extractele din pieliță de Malbec în solventul S2 uscat la 40 de grade, în timp ce pigmenții predomină în extractele de Malbec uscate la 105 grade. Conținutul de polifenol extras în solventul S2, în solventul similar vinului, din pielițele de Malbec și rara neagră sunt apropiate pentru mostrele care au fost uscate la temperatură joasă, adică la 40 de grade. Diferența este destul de mică, mai puțin de 10%. Iar pentru mostrele uscate la temperaturi înalte, diferențele acestea sporesc și ajung până aproape la 40%. Temperatura înaltă provoacă de uscare, provoacă o degradare destul de esențială a complexului polifenolic. În Malbec, degradarea aceasta este de aproape 2-3 ori mai mare decât în cazul când uscarea are loc la temperaturi joase, iar în rara neagră de chiar de 3,3 ori.
Deci are loc o diminuare a conținutului total de polifenoli la temperaturi înalte. Diminuarea cantitativă pentru pigmenții naturali extrași deja este, s-a observat că este neomogenă. Pentru Malbec, valoarea maximă este obținută, este atinsă în cazul pielților uscate la temperaturi înalte, la 105 grade. Și este de 1,4 ori mai mare decât pentru pielițele de uscate la 40 de grade, în timp ce la rara neagră situația este exact invers. Și atunci când uscarea are loc la 40 de grade, cantitatea de polifenol este de 1,4 ori mai mare decât în cazul când temperatura de uscare este înaltă, de 105 grade. S-a observat că în solventul S1 este favorizată extracția polifenolilor totali din pielița tratată la temperatură înaltă, la 105, de aproape 1,2 ori. Asta dacă vorbim despre soil rară neagră, iar pentru soil Malbec, conținutul de polifenol sunt destul de apropiate, toate că totuși se observă că concentrația polifenolilor în extract este totuși puțin mai mare, cu aproximativ 10%, în cazul când se folosește pentru extracție tescovina care a fost uscată la 40 de grade. Aceeași tendință a fost respectată și pentru pigmenții s-a observat că se respectă și pentru pigmenții din Malbec la 105, uscați la 105 grade. În acest caz, cantitatea de polifenol este de 2,2 ori mai mare decât atunci când tescovina a fost uscată la temperaturi joase. Într-o măsură mai mică, dar aceeași ordine este respectată și pentru rara neagră. Atât temperatura cât și solventul influențează extracția și din semințe. Conținutul total de polifenol, după cum observăm, este maximal în cazul semințelor de rară neagră, care este recoltată târziu. Apropo, eu am uitat să trag atenție, în toate cazurile avem aici soil, Malbec, prima recoltare și, de exemplu, recoltarea a doua. Diferența dintre perioada de recoltare a aceluiași soi în aceeași zonă a fost de aproximativ 25 de zile. Deci, cum spuneam, conținutul de polifenol total extras este maxim în cazul semințelor recoltate mai târziu, atunci când strugurii obțin o maturitate maturitate fenolică. Și din contră, pentru Malbec, temperatura de uscare contribuie la o extracție mai mare a polifenolilor, atât în solventul nepolar, cât și în solventul mai polar, solventul hidroetanolic. Efectul acesta este destul de considerabil, de la 1,5-1,6 până la 2,3 ori. Astfel, în rezultatul cercetărilor care le-am efectuat, a fost demonstrat că tehnologiile industriale de producere a vinurilor din strugurii de rara neagră și Malbec au contribuit la o extragere destul de mică a polifenolilor din tescovină, de aproximativ 10% pentru cazul soilului rară neagră și până la 18% pentru soiul Malbec. Prin urmare, rămâne o cantitate destul de mare de polifenol în tescovină și tescovina aceasta reprezintă în felul acesta o sursă destul de valoroasă ca potențial sursă pentru extragerea substanțelor biologic active, utile. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, stimați colegi, întrebări.
Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumim. În speranță să o continuăm. Pasă strâng. Vă mulțumim și văd că a apărut domnul Marius Băietu. Puteți să partajați și să începeți prezentarea? Da. În primul rând, bună ziua tuturor. Îmi cer scuze pentru acest mic inconvenient. Tocmai a fost anunțat că primim o comisie ARACES pentru evaluarea specializării MIAIA și în acea comisie de pregătire a dosarului din partea universității fac parte și eu. Îmi cer scuze că s-a întrerupt puțin prezența mea. Partajez imediat. Se vede, da? Se vede. E bine. Cu permisiunea dumneavoastră, o să închid camera video pentru a putea da un semnal mai bun la... Sigur, sigur. Pentru rețea, da? Mă numesc Marius Băietu și împreună cu o parte din colegii de la USV Iași, am realizat cercetări privind conservarea deșeurilor agroindustriale prin procesul de uscare convectivă. Așa cum știm cu toții, deja am văzut și la ceilalți colegi, se caută soluții pentru a putea conserva aceste produse în vederea procesării ulterioare. Și eu cel puțin m-am concentrat pe partea asta de uscare convectivă. Cilept este o metodă simplă, dar am zis să vedem ce iese mai departe. Astfel încât scopul acestei prezentări este de a prezenta rezultatele experimentale privind uscarea convectivă a produselor prelevate. Deșeurile au fost prelevate din două puncte, respectiv din cadrul SCDVV Iași, aici în coasta universității noastre, și de la o firmă de profil prelucrare legume-fructe, de la Conte Food Tecuci. Din cadrul SCDVV s-au prelevat 5 probe, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Cabernet Sauvignon, Merlot Hibriz. Aceste probe constau în tescovina obținută în urma procesului tehnologic de obținere a vinului. Din cadrul SECE Contec Food Tecuci, aici s-au prelevat de pe fluxul tehnologic de procesare a produselor deșeuri eliminate din cadrul produselor ceapă, vinete, ardei, sfeclă roșie, morcov, varză și tomate. Tescovina, de la tescovina de vin, a fost inițial supusă unui proces de uscare natural la un șopron deschis, acoperit, profitând de temperatura de toamnă, da, în urma vinificării. Și tescovina, în urma uscării naturale, a ajuns la un procent de 18-20%. Deșeurile vegetale, așa cum a spus mai devreme, din partea de prelucrare a legumelor, au fost prelevate în acea zi în care s-au procesat, da, și au fost aduse către laborator spre a putea realiza procesul de uscare. În partea de jos reprezintă uscarea uscată, reprezintă tescovina, mă scuzați, uscată natural, da? Și ca mai apoi a fost supusă procesului de uscare într-o etuvă, într-o instalată de uscare convectivă, la temperatura de 45 de grade Celsius.
Legumele, după ce au fost prelevate în funcție de mărimea lor, că au fost prelevate legume și de la operația de sortare, au fost prelevate legume și la operația de depelare și la operația de produs finit prin care are loc un tratament termic, astfel încât cele care au fost prelevate de pe fluxul tehnologic de sortare au fost mărunțite în prealabil în vederea realizării unui strat uniform pe tăvițele uscătorului, pentru a putea mări totodată și suprafața de contact și a încerca să micșorăm și timpii de lucru. Având în vedere că s-a ales uscarea la 45 de grade Celsius și viteza aerului de 0,75 metri pe secundă, ca atât ne dă viteza acestei etuve, evident că o să vedem și în cele ce urmează, timpul de uscare a fost destul de ridicat în cadrul legumele, comparativ cu uscarea tescovinii ce a fost ulterior uscată natural. Înainte de a începe procesul de uscare, s-a verificat umiditatea produselor cu ajutorul termobalanței, iar după procesul de uscare s-a mai prelevat încă o dată o probă pentru a vedea cu ce umiditate s-a finalizat acel proces de uscare. Determinarea finalizării procesului de uscare s-a realizat prin cântărire de 3 ori a probei din etuvă și în urma constatării că avem aceeași valoare la 3 determinări consecutive, atunci s-a decis întreruperea procesului de uscare. După ce s-au uscat probele în cadrul instalației de uscare, acestea au fost supuse operației de măcinare grosieră, ca mai apoi s-au mai făcut încercări în vederea măcinării fine. De ce? Pentru că, așa cum s-a constatat și în workshop-urile anterioare, în urma discuțiilor, ne interesează pentru a putea extrage diferiți compuși biologici ca suprafața de contact să fie cât mai mare, astfel încât s-a încercat să se obține particule din ce în ce mai mici. Am ales să fac măcinarea cu 2 aparate diferite, respectiv cu o moară cu ciocane și cu o râsniță, îi spunem noi aici, o mașină de mărunțit, de măcinat cu cuțite, deoarece acestea 2, în urma procesului de mărunțire, nu îmi ridică temperatura în timpul măcinării mai mult decât cât s-a făcut uscarea la 45 de grade, tocmai că să nu degradăm compușii bioactivi ce se vor determina ulterior după această operație de mărunțire. Nu știu dacă se vede în partea inferioară, măcinișul în urma asupra operației de măcinare cu moada cu ciocane și în urma cernerii cu o sită de 1 mm, cu ochiurile site de 1 mm, s-a obținut o cantitate de cernut, respectiv de refuz. Astfel încât pentru celelalte determinări ale compuși, extracții apoase, s-a recomandat folosirea cernutului. Țin să menționez că operația de mărunțire cu această râsniță s-a realizat de 2 ori, după care s-a cernut, iar s-a mărunțit, iar s-a cernut, astfel încât să putem crește randamentul de cernut. Da? Ca rezultate, în urma uscării la etuvă a probelor de tescovină din vin, de la o umiditate inițială între 18 și 20%, s-a observat că umiditatea finală se cuprinse între 9 și 10% într-un timp între 480 și 585 de
minute, da? Între 10-14 ori. Aici a durat mai puțin. De ce? Pentru că umiditatea probelor supuse uscării convective forțate cu ajutorul aerului cald a fost mai mică decât acele probe proaspete, cum au fost la legume. În cadrul uscării convective forțate asupra legumelor colectate de la sececunte cu SRL, se observă că durata uscării a ajuns până la 3 zile, aș putea să zic, observând că umiditatea a pornit de la 84% la 95% în funcție de produsul respectiv, da? Și s-a ajuns la umiditate între 10-14%. Se observă că la morcovi și la ardei amestec, aici mă refer la un amestec dintre ardei gras și ardei lung, da? Acel capia care le știm cu toții. În urma măcinării, da? Și a vedea ce randamente ne ies, ce pierderi ale și în urma repetiției de a măcina produsul respectiv, să obțină o cantitate cât mai mare de cernut, dar se observă că în urma mărunțirii și cernii repetate, da? La final, s-a obținut între 70-74% cernut, da? La acele 5 soiuri de la 5, cele 5 probe de tescovină din vin, refuzul fiind constituit între 22,3% și 28,5%. Evident că în orice proces aici reușit să adun pierderile și vedem că sunt pierderi care se încadrează între 0,7% și 1,5%. Cadrul măcinării probelor de legume, aici se observă aceeași tendință unde avem o medie, da, între 76% și 78% cernut, da? Și pierderile s-ar încadra între 1,3% și 1,6%. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, sunt întrebări? Domnul Rodică, eu aș vrea să mai adaug. Deci mă bucur foarte mult că colegii noștri au făcut cercetări și în domeniul uscării și ar fi bine noi să continuăm să facem cercetări comune în direcția dată, deoarece noi avem perspective foarte și foarte bune în direcția dată. Vă mulțumim pentru cercetări realizate în cadrul proiectului. Nimeni nu dorește să spună nimic? Atunci vă mulțumim și eu vă mulțumesc pentru întreaga colaborare și pentru toată susținerea acordată pe întreaga activitate a proiectului. Mulțumim. Și noi vă mulțumim și mai departe, da. Vă felicit pentru rezultatele obținute pe toți care l-au prezentat acum, toți participanții și sperăm să le valorificăm cât mai util, cât mai bine și pentru noi și eventual pentru companiile care produc reziduri. Să sperăm că va avea o aplicabilitate cât mai largă. Mulțumim! În continuare, ofer cuvântul domnului Mihai Melenciuc, care de fapt se ocupă cu întrebări similare. Vă rog, domnul Melenciuc. Da, bună ziua!
Bună ziua! Mihai, nu vă vedem. Da, da, fac acuși părtăjarea. Se vede prezentarea? Da, se vede, e bine. Deci am vrut să vorbesc în linii generale despre situația la moment în Republica Moldova, ceea ce ține de deșeuri și anume despre importanța cunoașterii la ce nivel este producerea deșeurilor într-o țară oarecare și, desigur, pe exemplul Republicii Moldova. Cu an ce trece se produc tot mai multe deșeuri și problema colectării acestora și valorificării este destul de importantă. Cu an ce trece deșeuri se fac tot mai multe, ele nu sunt reciclate și nu sunt selectate corect, de aceea situația se agravează cu creșterea volumelor de deșeuri. În Republica Moldova, pentru a modifica această situație, în 2018, prin hotărârea Guvernului 682, a fost pusă baza unui sistem informațional automatizat, managementul deșeurilor, sau prescurtat CIMD. Deci este un sistem digitalizat care permite colectarea și, cel mai important, prezentarea în mod deschis a datelor statistice în ceea ce privește colectarea, producerea și valorificarea deșeurilor în Republica Moldova. Sistemul lucrează de 2 ani și baza de date este prezentată pentru anul 2019 și 2020. Însă, cum au spus reprezentanții Agenției de Mediu a Republicii Moldova, datele sunt mai veridice pentru anul 2020. Pentru anul 2019 era ca un an de încercare a platformei, de aceea datele sunt prezente, dar totuși am să vorbesc mai mult despre situația prezentată pentru anul 2020. Astfel, au fost prezentate 583 de rapoarte primare ale agenților economici. Anume, deci, ce cantități de deșeuri au fost produse, colectate și valorificate în Republica Moldova pentru anul 2020. Cea mai mare pondere din aceste deșeuri sunt prezentate de deșeurile de agricultură și prelucrare a alimentelor. Așa cum Moldova este o țară, în primul rând, agrară, și mai dezvoltată este industria producerii alimentelor, respectiv și deșeurile produse de agenții economici sunt în cea mai mare pondere prezentate de aceste industrii. Dintre care 72% sunt reprezentate de deșeurile din industria prelucrării zahărului, 13% din producția băuturilor alcoolice și 9% din prelucrarea și prepararea fructelor, legumelor și cerealelor. Totodată putem să vedem și diagrama desfășurată care ne prezintă procentajul generării deșeurilor în funcție de domenii și de nomenclatorul de clasificare a deșeurilor în Republica Moldova. După cum putem să vedem, deci primele două locuri cu cele mai mari ponderi sunt ocupate de, cum am mai spus, deșeurile provenite din agricultură, horticultură, inclusiv prepararea și prelucrarea alimentelor, și pe al doilea loc sunt deșeurile municipale, deci deșeuri menajere și altele care au fost colectate în incinta primăriilor și, în general, a localităților din Republica Moldova. Datele statistice în ceea ce privește deja colectarea deșeurilor. Pentru anul 2020 au fost colectate 1.081.900 tone de deșeuri, dintre care 697.700 sunt deșeuri municipale, deci ceea ce ține de colectarea însăși a deșeurilor. Și aici putem să vedem că există problema nerespectării separării deșeurilor pe categorii, deci și mai important, pentru a selecta inițial acele deșeuri care ar putea să fie reciclate și reutilizate în domeniul de producere. Aproape 95% din
deșeurile municipale colectate sunt deșeuri municipale amestecate, deci 657,8 mii tone. Și doar 4,7% din aceste deșeuri au fost colectate separat. Putem să vedem și structura deșeurilor colectate iarăși în funcție de categorii. Cea mai mare pondere, 64,5%, sunt deșeurile municipale, 30% sunt deșeurile nespecificate, cum sunt vehicule scoase în uz, baterii și acumulatoare și așa mai departe. Și avem ultima porțiune, este ocupată de cea mai mare parte de deșeurile de ambalaje, 3,2%, iar deșeurile din provenite din agricultură și prelucrarea și producerea alimentelor este de doar 0,5%. Valorificarea deșeurilor. În anul 2020 au fost valorificate 307.000 tone de deșeuri, dintre care cea mai mare parte revine deșeurilor din agricultură, horticultură și prepararea și prelucrarea alimentelor. Dintre care 36,7 mii tone sunt deșeurile de ambalaje, 44% de deșeuri din ambalaje de plastic și 36% deșeuri din sticlă. Un aspect important în ceea ce privește deșeurile și prelucrarea, colectarea și prelucrarea și mai ales valorificarea acestor deșeuri este datorită prezenței industriei de producere a ambalajelor în Republica Moldova și de producere a atât ambalajelor din sticlă și atât ambalajelor și altor produse, de exemplu din hârtie, plastic și așa mai departe. De aceea, aceste deșeuri nu doar că sunt colectate, sunt selectate, dar sunt și reutilizate, adică valorificate pentru pentru o producere ulterioară. Deci putem să vedem aici pe o diagramă, unde putem vedea că cea mai mare parte reprezintă deșeurile din agricultură, horticultură, prelucrare și prepararea alimentelor. Pe al doilea loc avem ambalajele, pe al treilea deșeurile municipale și pe ultimul loc sunt deșeurile nespecificate, cum ar fi vehicule scoase din uz și așa mai departe. În Republica Moldova există totuși și exportul de deșeuri. Iarăși avem diverse deșeuri care din cel mai mare considerente nu pot să fie prelucrate în Republica Moldova, de aceea, dar sunt importante pentru alte țări și anume aceste tipuri de deșeuri sunt exportate. În cele mai dese cazuri sunt exportate în țările din Uniunea Europeană. Pe primul loc sunt metalele feroase, 18,229 mii tone, aluminiu, metalele neferoase, hârtia și cartonul și cupru, bronz și așa mai departe. Totodată s-a făcut o reclasificare a categoriilor de deșeuri în ceea ce privește Republica Moldova pentru a le apropia de nomenclatorul care se utilizează în Uniunea Europeană. Și anume, în 2018, prin hotărârea Guvernului 99, au fost atribuite 20 de categorii pe generale de deșeuri, care au fost împărțite după aceea în subcategorii în funcție de categoria specifică. De exemplu, deșeurile provenite din agricultură, horticultură, pregătirea și prelucrarea alimentelor sunt sub categoria numărul 2 și mai mult am atras atenția la deșeurile care au fost analizate și incluse în proiectul Intel West și anume 0203 sunt deșeurile de la prepararea și prelucrarea fructelor, producția drojdiei, extracția de drojdii, fermentare, etc. Din care avem și subcategoria 020301, unde sunt nămolurile de spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare. Deci acele subproduse care rămân după prepararea sau prelucrarea primară a fructelor, legumelor și altor produse. Și categorie 0207
deșeuri rezultate din producerea de băuturi alcoolice și nealcoolice, cu excepția cafelei, ceaiului și pudrei de cacao, și subcategoriile 020701, deșeuri de la spălare, curățare și prelucrare mecanică a materiei prime, și 020702, deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice. Totodată aici pe site-ul Agenției de Mediu putem să găsim și rezultatele statistice pentru anul 2020. Deci, cum am spus inițial, cea mai mare pondere de deșeuri produse pentru anul 2020 în Republica Moldova revin industriei de producere și prelucrare a alimentelor, inclusiv agricultură, horticultură, 325.766 de tone. Și deja pe categorii, deșeurile de la prepararea și prelucrarea fructelor și legumelor, nămolurile în total avem 18.960 de tone și inclusiv de la prelucrarea primară a fructelor și legumelor avem 1.386 de tone. Și categorie 0207, deșeurile rezultate din producția băuturilor alcoolice și nealcoolice, avem 50% din deșeurile produse din industria alimentară, 137.642,38 tone, dintre care, iarăși, din deșeurile care au fost analizate în cadrul proiectului și care pot fi valorificate, sunt deșeurile de la spălare și curățare materiei prime, 14.281 tone, și deșeurile de la distilarea băuturilor alcoolice, 11.966 tone. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Deci, acestea au fost datele statistice pe scurt în ceea ce privește producerea și colectarea, valorificarea deșeurilor în Republica Moldova. Vreau să pun accentul pe faptul că este foarte bine că a fost produsă și implementată această platformă, SIA-MD, pentru a putea analiza și a urmări care este situația de producere și de valorificare a deșeurilor în Republica Moldova. Astfel, cetățenii pot să cunoască care este într-adevăr situația actuală și cât de alarmantă este ea cu trecerea anilor. Mulțumesc pentru atenție! Și noi vă mulțumim! Stimați colegi, are cineva întrebări? Nu sunt întrebări, lumea este deja obosită. Înțelegem, dar nu am prevăzut două zile, ci am prevăzut doar o singură zi, deci va trebui să lucrăm în continuare. Acum vreau să ofer cuvântul doamnei Raluca Maria Hlihor. Vă rog. La doamna parcă microfonul e deschis, dar și se aude ceva, dar se aude foarte rău. Mai bine? Nu vă auzim, doamna. Am microfonul deschis. Se aude foarte rău. Dar prezentarea o vedem? Da. Da. Prezentarea o vedem. Eventual, dacă poate să prezinte altcineva și poate mă mut de alt laptop, poate merge mai. Dacă nu se aude. S-aude. Da? S-aude, în principiu s-aude. Ați organizat, dragi colegi,
Vă rog să-mi permiteți să vă prezint lucrurile evaluarea acțiunilor recunoscute. Raluca, să știi că nu te auzim. Evaluarea apelor uzate, deșeuri digitale. Prinsul acestei măsuri vizează atingerea următoarelor obiective. Voi face o scurtă introducere privind. Apoi, voi identifica metodologiile de evaluare a riscului ecologic asupra Agenției de Protecție a Mediului. Voi aplica cele două metode pentru o serie de receptori ecologici și pentru adulți și copii, când a funcționa toate cele menționate anterior. Obiectivul principal al acestui studiu este de a evalua riscurile ecologice și pentru sănătatea umană generate de poluarea apelor cu plumb, înainte și după epurarea acestora, utilizând deșeuri vitivinicole pe bază de Merlot biorafinat, Sauvignon Blanc roșu și Sauvignon Blanc biorafinat. Pentru evaluarea riscului ecologic, au fost selectați 3 receptori ecologici. Receptor din specia Mollus, Luna vulgaris și Sorex araneus, iar în cazul estimării riscului. Modelarea riscului s-a realizat prin evaluarea expunerii adulților și copiilor la diferite concentrații de plumb în apele uzate, poluate cu plumb, înainte și după epurarea lor. Metalele grele sunt contaminanți ai mediului înconjurător, iar la producerea lor contribuie de obicei toate activitățile antropice, și cele naturale. Citatea acestora are un impact major asupra ecosistemului și sănătății umane. De multe ori, expunerea la 2 sau mai mulți poluanți poate duce la efecte cumulate asupra receptorilor, fie de natură ecologică, fie umană. Atunci când metalele grele se regăsesc într-o concentrație ridicată în elementele de mediu, bioacumularea acestora este una mai crescută, cauzând riscuri pentru plante, animale și om. Evaluarea riscului ecologic este procesul de evaluare a probabilității ca mediul să poată fi afectat ca urmare a expunerii la unul sau mai mulți factori de stres de mediu, cum ar fi substanțele chimice, schimbarea terenurilor, bolile, speciile invazive și schimbările climatice. Agenția de Protecție a Mediului din Statele Unite ale Americii începe de obicei procesul de evaluare a riscurilor ecologice cu o parte de planificare și cercetare, însă cuprinde 3 etape principale. Faza 1 sau formularea problemei, în care informațiile sunt colectate pentru a determina care este riscul și ce trebuie protejat în ceea ce privește plantele și animalele. Faza a doua este o fază de analiză care vizează determinarea a ceea ce plantele și animalele sunt expuse și în ce măsură acestea sunt expuse, și cazul în care nivelul de expunere este probabil sau nu de a provoca efecte ecologice dăunătoare. Faza a treia presupune caracterizarea riscului. Aceasta include 2 componente majore, estimarea riscului și descrierea acestuia. Estimarea riscului combină profilurile de expunere și efectele expunerii, iar descrierea riscului oferă informații importante pentru interpretarea rezultatelor riscului și identifică un nivel de efecte dăunătoare asupra plantelor și animalelor în cauză. Ecuațiile cu ajutorul cărora am
identificat și caracterizat riscurile ecologice sunt reprezentate pe acest slide. Procesul de evaluare a riscului asupra sănătății umane, conform US-EPA, presupune cuantificarea potențialelor efecte adverse asupra sănătății umane generate de expunerea la diverse categorii de substanțe. Astfel, metodologia propusă de US-EPA pentru evaluarea riscului asupra sănătății umane are în vedere estimarea naturii și a probabilității apariției efectelor adverse asupra sănătății umane generate de expunerea la substanțele chimice prezente în toate componentele de mediu. Aplicarea acestei metodologii de evaluare a riscului asupra sănătății umane presupune parcurgerea a 4 etape majore în care se răspunde la diferite întrebări. Etapele sunt identificarea hazardelor, evaluarea raportului doză-răspuns, evaluarea expunerii și caracterizarea riscului. Parcurgerea acestor etape creează contextul și suportul științific pentru managementul de risc. Evaluarea gradului de expunere reprezintă etapa în cadrul căreia se identifică condițiile în care populația umană poate ajunge în contact cu substanțele chimice identificate în etapa de identificare hazardelor și măsura în care aceasta este expusă. Deoarece estimarea riscului depinde nu doar de concentrația unei substanțe chimice, dar și de rata de ingestie, de exemplu, și greutate corporală, US-EPA a propus o ecuație pentru determinarea valorilor dozei zilnice medii, sau ADD, din engleză Average Daily Dose, ce poate fi utilizată în estimarea expunerii umane acute, subcronice sau cronice, atât pentru efecte non-carcinogene, cât și pentru estimarea expunerii umane la substanțe cancerigene. În evaluarea riscului asupra sănătății umane, se determină valorile coeficienților de hazard în vederea evaluării toxicității substanței chimice în cauză, care, de exemplu, poate fi detectată într-o apă uzată. În funcție de această valoare, se calculează indicele de hazard sau coeficientul de hazard, efectele produse clasificându-se astfel. De exemplu, pentru un indice de hazard cu valori mai mici ca 1 sau egale, efectele sunt considerate adverse asupra sănătății umane, puțin probabile. Pentru valori ale indicilor de hazard mai mari ca 1, efectele adverse sunt considerate probabile, iar pentru valori ale indicilor de hazard mai mari decât 10, se consideră un risc cronic ridicat. Pentru efectuarea evaluării de risc ecologic, am ales doi receptori ecologici terestri, Caluna vulgaris sau iarba neagră și Sorex araneus sau chițcanul de pădure și un receptor ecologic ce poate fi identificat atât în mediul acvatic cât și în mediul terestru, cei din specia moluscă. Din analiza datelor din literatura de specialitate, receptorii aleși sunt des întâlniți în zonele unde persistă poluare cu metale grele, respectiv zone miniere sau industriale. În ceea ce privește evaluarea riscului asupra sănătății umane, oamenii pot fi expuși poluanților din apă atunci când consumă apa direct ca băutură, indirect din alimente și băuturi obținute cu apă contaminată sau întâmplător în timpul înotului, de exemplu. Estimarea amplorii dozei potențiale toxice survenite în urma ingestiei de apă contaminată necesită informații privind cantitatea de apă consumată. Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Protecția Mediului, US-EPA, a propus astfel o rată de ingestie a apei potabile de 2 litri pe zi pentru adulți și 1 litru
pe zi pentru sugari și copii cu vârstă sub 10 ani. Această rată include și apa consumată sub formă de sucuri sau alte băuturi care conțin apă de la robinet. Pentru calculul aferent indicilor de hazard, factorii de expunere utilizați în evaluarea de risc în cadrul acestei lucrări sunt identificați în tabelul 1. Factori care se regăsesc și sunt indicați de către USEPA în cartea Human Exposure Handbook. Iar concentrațiile plumbului în apa uzată, înainte și după aplicarea procesului de sorbție pe deșeuri vitivinicole, sunt identificate în tabelul 2. Slide-ul din imagine evidențiază primele rezultate privind evaluarea riscului ecologic pentru receptorii din specia moluscă. În cadrul studiului am observat că specia moluscă este cea mai afectată în urma poluării cu plumb, comparativ cu speciile Caluna vulgaris și Sorex araneus. Figura 1 arată concentrația în țesut, iar figura 2 arată valorile coeficienților de hazard pentru receptorii ecologici din specia molusca, ținând cont de concentrația inițială a plumbului și concentrația finală a acestuia după procesul de sorbție, ce utilizează cele 4 deșeuri vitivinicole alese. Valori ridicate ale coeficientului de hazard au fost obținute pentru acest receptor ecologic, atât înainte cât și după epurarea apelor uzate cu cei 4 sorbenți. Indicile de hazard, fiind mai mare decât 1, fapt care arată existența unor efecte adverse probabile chiar și după procesul de epurare. Totuși, cea mai scăzută valoare a coeficientului de hazard a fost obținută în urma procesului de epurare a apelor uzate cu deșeul vitivinicol pe bază de Sauvignon Blanc biorafinat, ajungând la o valoare cu 97,45% mai mică decât în cazul apelor uzate contaminate cu plumb. În cazul utilizării celorlalte tipuri de deșeuri vitivinicole, după cum se poate observa din figura 2, valorile coeficienților de hazard depășesc 10, atât înainte cât și după tratarea apelor uzate, indicând astfel un risc cronic ridicat pentru receptorii ecologici din specia moluscă. Pe de altă parte, analizând concentrația în țesut și indicii de hazard pentru receptorul ecologic Caluna vulgaris, se poate observa faptul că valorile indicilor de hazard după procesul de epurare sunt semnificativ mai mici comparativ cu valorile acestora înainte de epurare. Valorile sub 1 indicând efecte adverse puțin probabile pentru acest receptor. Cele mai scăzute valori ale coeficienților de hazard, valori sub 1,2 ori 10 la puterea minus 6, au fost identificate pentru receptorul Sorex araneus în cazul tuturor deșeurilor vitivinicole utilizate pentru epurarea apelor poluate cu plumb, atât înainte cât și după proces, fapt care indică că efectele adverse sunt puțin probabile pentru acest receptor. Prin urmare, receptorul care este cel mai puțin afectat de o posibilă poluare cu plumb este Sorex araneus. În ceea ce privește evaluarea riscului asupra sănătății umane pentru adulți și copii, generat de o posibilă ingestie a apei contaminate cu plumb, În prima fază, pentru calculul coeficientului de hazard, a fost necesară calcularea dozei medie zilnice pentru adulți și copii, identificată în cazul ingestiei apei contaminate cu plumb.
valorile coeficienților de hazard depășesc 10 înainte de procesul de epurare cu deșeuri vitivinicole, fapt ce indică un risc cronic ridicat atât pentru copii cât și pentru adulți. Practic, apa contaminată înainte de proces este cea care afectează cel mai mult sănătatea umană. Totuși, se poate observa în figura 9 cea mai mică valoare a indicilor de hazard sau a coeficientului de hazard a fost determinată pentru copii după epurarea apelor uzate, tot cu ajutorul deșeului vitivinicol pe bază de Sauvignon Blanc biorafinat, valoarea coeficientului de hazard ajungând la 0,65, ceea ce indică efecte adverse puțin probabile asupra sănătății umane. Ca și concluzii privind evaluarea riscului ecologic pentru receptorii aleși în cadrul studiului, aș dori să menționez că valoarea coeficientului de hazard, cea mai scăzută, a fost obținută după procesul de epurare, utilizând deșeul vitivinicol pe bază de Sauvignon Blanc biorafinat. Aceasta ajungând la 2,14, totuși fiind o valoare cu 97,45% mai scăzută decât în cazul apei uzate contaminate cu plumb. Efectele adverse pentru receptorul din specia molusc ca fiind considerate puțin probabile. Evaluarea riscului ecologic pentru receptorii Caluna vulgaris și Sorex araneus a evidențiat valori ale coeficienților de hazard mai mici decât 1, după procesul de epurare, efectele adverse fiind puțin probabile. În ceea ce privește evaluarea riscului asupra sănătății umane, cea mai scăzută valoare a coeficientului de hazard a fost determinată după epurarea apei, tot cu sorbentul pe bază de Sauvignon Blanc biorafinat, în cazul copiilor, aceasta ajungând la valoarea de 0,65, fapt ce indică efecte adverse asupra sănătății puțin probabile. Comparând cele patru tipuri de deșeuri vitivinicole, putem concluziona faptul că deșeul vitivinicol pe bază de Sauvignon Blanc biorafinat poate fi utilizat cu succes pentru epurarea apelor uzate poluate cu plumb, aducând beneficii atât pentru mediu cât și pentru sănătatea umană. În final, aș dori să mulțumesc proiectului Valorificarea inteligentă a deșeurilor industriale agroalimentare și doamnelor care gestionează acest proiect pentru faptul că m-au implicat și pe mine în tot ce înseamnă activitatea în cadrul proiectului. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim pentru prezentare, o prezentare foarte interesantă. Are cineva întrebări? Dacă nu sunt întrebări, atunci vă mulțumim și aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Iuliana Sandu. Doamna Sturza, în locul dumnei ei eu o să comunic. Da, bine. Bine, vă rog. Da, da. Stimați colegi, prezint lucrarea elaborată de elaborată în cadrul proiectului Intelva este extracția unor polifenoli biologic activ din septum al semințelor de nucă, modelarea matematică. Septum semințelor de nucă este așa o parte a seminței care în
îndeplinește o funcție biologică importantă și anume protecția miezului împotriva oxidării. Totuși, partea principală a septumului este lignina, fapt care este dovedit cu, prin spectrele infraroșu. Aici vedem comparația spectrelor infraroșu a septumului supus extracției și a celulozei, din care facem concluzie că compoziția chimică de bază a septumului este lignina. Și totuși, important că septum conține alte substanțe biologic active, dintre care foarte interesantă este cazoarectina, care poate să se transforme prin hidroliză în acid galic, acid hexahidroxodifenic, respectiv acidul elagic, și toate acestea în mod irreversibil suferă oxidarea până la compuși de culoare brună, transformându-se în chinoni. Două cuvinte despre esența metodei modelării matematice, foarte pe scurt. Deci, una din aplicații posibile este construirea așa ziselor suprafețe de replice, în cazul în care noi avem factori de influență și studiați și factorii de influență, respectiv planificăm experimentul în anumite puncte, și aflăm replica sistemului, și asta ne permite ori să elaborăm ecuația de regresie care descrie deci comportamentul sistemului în anumit loc al spațiului factorial, ori în cazul măsurărilor mult mai ample de construit și suprafața de replică, deci suprafața de replică. Ecuația de regresie, deci ea reflectă influența factorilor, respectiv noi putem considera și sau avea informație despre interacțiuni, despre factori și valoarea lor atât numerică cât și relativă. În cadrul cercetării septumul a fost, deci a fost efectuat experimentul factorial fracționar, trifactorial binivelar, deci box hunter prin metoda box hunter. Ca factorii de influență au fost studiați alcoolul etilic, care contribuie la extracție substanțelor biologic active, deci alcoolul etilic, mediu slab acid, slab bazic, respectiv creat cu ajutorul carbonatului de sodiu și citratului de sodiu, și enzima poligalactoronază. Așa, aici este prezentat planul experimentului în coordonatele codificate, cât și în coordonate reale, care permite prin prelucrarea datelor, pe urmă, să obținem ecuații de regresie. Deci au fost obținute ecuații de regresie, da, cantitățile substanțelor respective, cazoarectinii, acidului galic, epicatehinii, catehinii, deci au fost evaluate cu ajutorul sau măsurate cu ajutorul spectroscopiei HPLC. Deci au fost obținute ecuațiile de regresie care reflectă influența fiecărui factor asupra extracției compușilor biologic activ și care în principiu pot și permit optimizarea procesului de extracție a compușilor biologic activ din septum. Totodată trebuie să menționez că întorcându-ne la început, adică componentul de bază totuși a septumului este lignina, chiar conține cantități mai mici de celuloză decât lemnul obișnuit. Da? Deci componentul de bază este lignina. Oricum, este convenabilă extracția substanțelor biologic active din septum,
măcar că nu sunt în cantități foarte mari acolo, dar având în vedere că în Republica Moldova cantitatea, să zicem așa, de deșeuri de septum ajunge până la 5-7 mii de tone, dar dacă împreună luăm Republica Moldova cu România, o să ajungem la 30 de mii de tone de septum. Adică este o cantitate enormă care sigur că nu rău dacă va fi prelucrată. Deci oricum, extracția compușilor biologic activi iarăși trebuie să fie o primă etapă de prelucrare a deșeurilor din aseptumului înainte de a valorifica lignina din el sau de a produce, de exemplu, adsorbenți și chiar brichete de combustibil. Deci prima etapă trebuie să fie totuși valorificarea compușilor biologic activi, cazuarectinii, acidului galic, acidului ilagic și așa mai departe. Și din punct de vedere economic, sigur că nu, bine, este totuși rentabilă extracția concomitentă acestor componente și de asemenea noi am determinat condiții optime pentru extracția, să zicem așa, sumară, adică concomitentă a tuturor substanțelor biologic activi. Deci ele sunt ușor, setting destul de ușor, raportul etanol-apă în jur de 30%, mediul trebuie să fie puțin acid, adică moderat acid, cantitatea enzimii poligalactoronază de asemenea 200%, adică o cantitate destul de moderată care nu va influența esențial prețul extractului de polifenol din septum. Mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Stimați colegi, sunt întrebări? Departajați, vă rog, Alexei, da. Dacă nu sunt întrebări, atunci mergem la prezentarea următoare și anume doamna Irina Gabriela Cara. Vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Imediat departajez prezentarea. Merge foarte greu internetul, să știți. Da, așa este. Deci s-ar putea să dureze. Deci nu, de fapt. Nu e posibil. Stați un pic. Da, se partajează. Deci merge foarte greu. Asta este problema. Da. Încercați să schimbați slide-urile, să vedem dacă merge. Stați, închid camera, poate este... Da, închideți camera, că ar trebui să meargă mai bine. Mm.
Puteți schimba slide-urile? Stați un pic să mai închid un pic din... Este în regulă? Da, doar că ar fi bine să apăsați jos pe această cupă pe care o vedeți jos, acolo, lângă... Da. Să fie... Da, se vede acum? În regim de prezentare, da. E bine. Se vede acum? Ok, ok. Mulțumesc frumos, că îmi cer scuze pentru problema apărută cu rețeaua de internet. Irina Cara este numele meu, sunt cercetător științific în cadrul Institutului de Cercetări pentru Agricultură și Mediu. Activitatea mea în cadrul acestui proiect a constat în realizarea unor serii de analize. Deci, nu știu dacă se vede. Deci, în conformitate cu diagrama proiectului Intel West, au fost realizate următoarele obiective. Evaluarea însușirilor chimice ale solului și valorificarea deșeurilor de vinificație pentru îndepărtarea plumbului din soluțiile apoase. Pentru atingerea obiectivelor privind caracterizarea însușirilor chimice ale solului, probele au fost condiționate prin diverse metode, uscare, sitare, mojarare și ulterior supuse unor serii de analize privind reacția solului, apoi analiza fracției de carbon organic și materie organică utilizând metoda Walkie and Black modificată gogoașă. O caracteristică importantă a solului este aceea de fertilitate, dată de formele de macro și microelemente. Determinate în cazul nostru sunt formele de fosfor și potasiu accesibile cu extracție, prin extracția cu acetat lactat de amoniu. Iar pentru determinarea azotului total s-a folosit metoda clasică Kjeldahl. Apoi, dintre microelemente, și anume formele accesibile de microelemente de zinc, cupru, fier și mangan, au fost extrase cu acidul dietil triaminopentaacetic și dozate prin absorpție atomică. În ceea ce privește valorificarea deșeurilor de vinificație în îndepărtarea plumbului din soluție apoase, s-a utilizat tehnica de spectrometrie prin absorpție atomică. S-a folosit această tehnică datorită sensibilității și selectivității metodei. S-a utilizat spectrometru de absorpție atomică contra, folosind ca sursa de atomizare flacăra în aer acetilen de o puritate foarte ridicată. Plumbul s-a folosit lungimea de undă de 217 nanometri. S-a mers pe două curbe de etalonare, 0,20 și 0,100 de miligrame pe litru, iar limitele de detecție și de cuantificare pentru metoda propusă au fost de 0,04 miligrame pe litru și 0,15 miligrame pe litru. În urma analizelor efectuate s-au obținut și o serie de analize, de rezultate. Solul s-a caracterizat printr-un pH slab acid. În ceea ce privește conținuturile de macroelemente, prezentau o aprovizionare bună spre mijlocie, iar conținuturile de microelemente zinc, cupru, fier și mangan, un conținut scăzut datorită și pH-ului ușor alcalin. În ceea ce privește
materialele, valorificarea deșeurilor de vinificație în îndepărtarea plumbului. Rezultatele obținute demonstrează capacitatea acestora de a reține plumbul, acestea fiind acestea, deșeurile putând fi considerate și adsorbenți low cost, putând fi cercetarea sau cercetările putând fi extinse și la alți compuși care ar duce la reducerea poluării mediului. Mulțumesc frumos! Aceasta a fost prezentarea mea. Mulțumim frumos, Irina. Da, îmi pare rău dacă au fost mici probleme cu... Nu e nicio problemă, asta e situația. Oricum, vă mulțumim mult. Și eu vă mulțumesc și mulțumesc colegilor pentru implicarea în acest proiect. Și sperăm o colaboratoare și viitoare. Sperăm și o colaboratoare viitoare. Viitoare. Acum aș dori să ofer cuvântul domnului Vitalie Vișanu. Da, da, bună ziua. Bună ziua, Vitalie. Eu am spus din de la domnul... De la Mihai, da? Da, da, da. Suntem în... Deci, valorificarea descovenirii de struguri utilizat ca fertilizant, așa o mică introducere. Deci, în cadrul proiectului Intel Waste s-a derulat la UTM, conform contractului, deci în perioada anilor 2020-2022, au fost delegați unii din, deci Vișanu Vitalie, Balan Mihail și alții, ca primary waste processing specialist, pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul prelevării probelor deșeuri agroindustriale de la diferite întreprinderi procesare a fructelor, legumelor, strugurilor. Deci, pe parcursul acestei perioade au fost vizitate mai multe întreprinderi. Deșeurile au fost preluate în ambalaje speciale de 1-5 kg, fiind ulterior sigilate și aplicate cu deschiderea tehnică a materiei prime. Deci, ca exemplu, au fost vizitate întreprinderi cum ar fi Orhei Vita, Alfa Nistru, fabrica de conserve de la Călăraș, urma care au fost studiate în genere diversitatea deșeurilor, după care au fost și prelevarea probelor. Deci în poze sunt dovezi, spunem așa, a colegului Mihai Balan. După care au fost vizitate și un șir de vinării, cum ar fi Imperial Vin Group din Pleșini, Cantimir. Deci observați însăși aceste deșeuri, spunem așa, ce legat de semințe, boștină, vinăria din Sălcuța, Căușeni, așa, fabrica de conserve Orhei Vit Căușeni, deci boștină din mere. După care s-a vizitat și vinăria din Abaclie Basarabeasca și alte vinării, cum ar fi din Iargăra Liova, Tigheci, Ștefan Vodă, Purcar și Popeasca. Deci așa arată acele... Deci unii s-au colectat deșeurile. Pe fiecare sunt puse timbrele, este data, semnătura și proba. În a doua perioadă deci au fost delegați, la fel, specialiști, spunem așa, în domeniu. Deci la Purcari, Sălcuța, Căușeni, Popeasca, Ștefan Vodă, perioada deja în 2021, spunem sezonul 2, s-au prelevat boștină, semințe de struguri, drojdii presate de la Sălcuța și Suvorovim. În raionul Strășeni, pe data 24.11.2021 de Semnea, s-au prelevat probe de deșeuri, cum ar fi drojdiile presate, direct de la presă. Deci, observați figura. Apoi satul Pârlița, Ungheni, de Semnea, Boștină, aveau și semințe, deci dispuneau de semințe, toate că sezonul deja era pe sfârșit. În raionul Călăraș s-au luat deci, probe, materie primă pentru obținerea acidului tartric și vinase de la Călăraș Divin, satul Bardar, drojdii lichide, după care Pleșeni, raionul Cantemir 30, s-au luat deci, drojdii presate și boșteni de struguri roșii de la vinăria Imperial Vin Group. În Cahul
și în vulcaneș la Etolias, deci de asemenea s-au prelevat probe ca semințe de struguri. Deci, tescovina reprezintă un subprodus rezultat de la presarea strugurilor și a mustuielii dulci sau fermentate. Deci, în compoziție se găsesc cerchinii, pilețe, semințe și resturi de must sau din vin netras la presare. Datorită componenților valoroși, cum ar fi glucidele, alcool etilic, săruri și uleiuri, tescovina poate fi valorificată ca furaje, acid tartric, alcool etilic, ulei, tanini, coloranți și altele. Deci, problema, deci viță de vie extrage anual din sol cantități însemnate de elemente nutritive și rămâne pe același loc o durată foarte mare de ani, 30, 40 sau chiar mai mult. Deci timp de un an, vița de vie extrage din sol cantități cum ar fi azotul, fosfor, potasiu, deci cantități destul de mari, 150 kg la hectar de azot, 50 kg la hectar fosforul și 75 la 250 kg la hectar de potasiu. În afară de acești trei componenți de bază, mai sunt și calciu, magneziu, fer, bor, mangan, cupru și alții. Deci, în scopul îmbogățirii solului cu elemente nutritive, se propune valorificarea tescovinei de struguri utilizată ca îngrășământ. Deci, ca îngrășământ poate fi deșeuri împrăștiate, incorporate în sol, contribuie la îmbunătățirea fertilității cernoziomului ligat și la creșterea productivității culturilor agricole. Deci, fertilizarea cu deșeuri de la producerea băuturilor alcoolice a dus la majorarea semnificativă a conținutului de materie organică, și anume fosfor, potasiu. Aplicarea drojdilor și tescovinei de vin a asigurat un spor mediu anual al producției de struguri de 1,2-2,2 tone la hectar. Fertilizarea cu tescovină proaspătă și sau compostată, la o recoltă de struguri de 7-14 tone la hectar, se obține o cantitate de tescovină de 2-4 tone la hectar, echivalându-se cu 4,5-9 metri cub, cu un conținut de substanță organică 0,9-1,8 tone la hectar. De ce? Deci, s-a propus ca fertilizant, după care fertilizarea cu tescovină proaspătă, deci după culesul strugurilor, tescovina proaspătă se așterne într-un stat subțire, 10-15 cm, direct pe solul din vie. Deci nu este prea mult teorie. Partea a doua, fertilizarea cu tescovină compostată. Deci compostul realizat în grămezi este cel mai des utilizat. Și tescovina este folosită după compostare în platformă. Deci avantajul constă că în momentul aplicării compostul este fermentat corespunzător. Pe o parte va fi ameliorată structura solului, cum ar fi volumul porilor, capacitatea de reținere a apei, aerarea și încălzire. Pe altă parte, substanțele nutritive sunt larg disponibile pentru vie. Deci tescovina se așează în platformă în straturi 20-30 cm, alterându-se cu straturi de pământ de 10-15 cm grosime. Peste fiecare strat de tescovină se împrăștie fie praf de var 2 kg pentru fiecare 100 kg de tescovină, fie zgură tomos în proporție de 4% pentru neutralizarea reacției acide a tescovinei. Deci mai pot fi adăugate îngrășăminte minerale 3 kg superfosfat și sare potasică pentru 100 kg de tescovină brută. Apoi se umectează cu o soluție de 1% var stins și 2-3% sulfat de amoniu. Deci soluția se calculează în proporție de 15 litri pentru aceleși 100 de kg de scovină brută, apoi se adaugă pământ. Și operația se repetă prin adăugare alternativă de straturile de scovină și straturi de pământ până ce platforma atinge 1,5 metri înălțime. Aranjarea în platformă sau aranjată în platformă deja. Tescovina compostată se lasă la fermentat timp de 20 de zile. După acest interval, platforma se desface și se procedează la amestecarea energică a straturilor. Apoi platforma se reclădește și aceste operații se repetă la intervale de 30 de zile. Deci refacerea repetată a platformei de compost favorizează o fermentare uniformă și în aproximativ 4 luni tescovina poate fi administrată ca îngrășământ organic în vie. Tescovina compostată poate înlocui gunoiul de grajdă în fertilizare organică a viei, se folosește în doze câte 40 de tone sau 400 kg la ar, odată la 4-5 ani. Deci, conform tabelului 1, așa un mic, deci un compostul de tescovină recomandat pentru 100 kg de tescovină, deci grosimea stratului, deci sunt niște parametri, spunem așa, de bază, grosimea stratului de pământ, stratul de tescovină, masa, la acești superfosfat, sare potasică, soluție de varstin sau sulfat de amoniu. Conform reglementărilor de mediu pentru tescovina proaspătă, deci compostarea tescovină proaspătă este împrăștierea tescovinii, deci se recomandă pe solul cu pH bazic,
Difuzarea descovinei doar pe sol, deci nu în mediul acvatic, se utilizează în cantități mici pentru prevenirea eroziunii, se utilizează superficial în straturi subțiri, doar la suprafața solului. Pentru reglementările de mediu pentru descovina compostată, practic nu sunt, deoarece la difuzarea acestei descovine, conținutul de alcool este foarte mic și aciditatea deja este normală. Și în final, mulțumesc proiectului. Mersi de atenție. Și noi vă mulțumim. Întrebări sunt față de domnul Vitalie Vișanu. Doamna Sturze, ați fost întrebare. Scurt. Da, da, sigur, sigur, sigur. Domnul Vișanu, din, iată, cifrele pe care le-ați prezentat cu 40 de tone la hectar de tescovină odată la 4-5 ani, ați încercat să corelați valorile respective cu ceea ce se recomandă în țările occidentale. Eu vă întreb în contextul faptului că, de exemplu, în aceeași Italie se admite utilizarea a până 3 tone de tescovină la hectar. Vă mulțumesc! Da, mersi de întrebarea. Din păcate, nu m-am adâncit așa mai adânc în domeniul dat, doar am făcut o mică cercetare la general, deci pe bază de informațiilor. Încă întrebări? Mă uitam acum să văd dacă este colega mea, doamna Pădureanu, să văd ce spune ea, dar văd că nu... Da. E foarte interesant. Acum trebuie să ne punem cumva de acord pentru ca să vedem, recomandăm sau nu recomandăm, să vedem care e treaba și la ce anume se recomandă aplicarea acestor composturi de descovină. Dumneavoastră, la ce l-ați verificat, domnul? Pe ce anume ați verificat? Pe ce culturi? Doamna Patra, aș pot să răspund eu la această întrebare. Noi nu l-am verificat pe nicio cultură. Acesta nu este profilul nostru. Noi doar am făcut studii bibliografice. Vedeți, la dumneavoastră e Universitatea de Științele Vieții și partea de agricultură e prezentă. La noi nu este prezentă partea de agricultură. Deci noi nu am putut să verificăm. Am înțeles. Bun. Da, se propune doar ca o alternativă de valorificare, adică deșeuri de tescovină. Doar atât. Da, da, da. Mulțumim. Da, mersi. Dacă nu mai sunt întrebări, atunci eu aș vrea să ofer cuvântul următorului vorbitor. Este doamna Maria Apostol. Raluca Flăcăr, sunt doamna Apostol. Încearcă să se conecteze și nu reușește. Ea apare waiting for others to join. Tot încearcă de jumătate de oră să se conecteze. Poate vă apare dumneavoastră ceva? Nu mi-apare nimic, absolut. Deci eu am văzut că dumneavoastră nu este, dar credeam că, ca și în cazul colegilor noștri care sunt prezenți mai mulți la un calculator, credeam că poate e lângă cineva dintre dumneavoastră. Ea a fost până când am avut noi problema și mai mulți din universitate am fost scoși din întâlnire. Eu m-am reconectat, pe ea n-am mai văzut să se poată reconecta. Probabil că asta este problema. Da, nu a reușit. Dacă nu bine, ești... atunci da. Poate dumneavoastră reușește între timp să se conecteze. În cazul acesta, deci ofer cuvântul doamnei Liliana Popescu. Liliana, poftim. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, onorată asistență, stimați colegi, mă numesc Popescu Liliana, împreună cu doamna Alena Gendov-Moșanu am lucrat asupra temei utilizarea tescovinei de mere în fabricarea iaurtului.
Vreau să reiterez că, încă o dată, că unul din obiectivele de dezvoltare ale economiei naționale vizează asigurarea producției durabile, precum și atingerea bunăstării și stării de sănătate înaltă a populației. Acest fapt a direcționat fluxul de cercetări actuale către recuperarea deșeurilor agroalimentare și exploatarea potențialului lor ca ingrediente funcționale și nutritive pentru diferite produse alimentare. Printre aceste deșeuri se numără și pescovina de mere. După cum a menționat mai devreme doamna Moșanu, introducerea pescovinii de mere în produse alimentare se bazează pe constatări multiple care au evidențiat aspectele economice pozitive și beneficii pentru sănătate ale introducerii acestui deșeu alimentar. Dacă vorbim nemijlocit de iaurt, iaurtul este unul din cele mai populare produse lactate cu proprietăți funcționale, care conține bacterii benefice pentru tractul gastrointestinal, precum și alți componenți bioactivi. Pentru a satisface nevoile consumatorilor, variante noi de produse pe bază de iaurturi sunt în mod constant investigate și introduse respectiv pe piață, ceea ce a condus permanent la creșterea constantă a vânzărilor și a popularității acestui produs lactat. În aprecierea calității iaurtului, un rol important îl au caracteristicile structurale care privesc textura și consistența. Aditivii alimentari utilizați în producerea iaurtului cu scopul îmbunătățirii consistenței sunt adesea nedoriți pentru consumatori, chiar dacă ei sunt chiar și siguri. Aceștia, hai să zicem așa, complică lista de ingrediente, iată chiar și am prezentat un exemplu a unui iaurt, iar în unele cazuri când consumatorii întâlnesc în lista ingredientelor, să zicem, gelatina sau amidonul modificat sau alt stabilizator, pur și simplu renunță sau refuză să procure acest produs. În genere, stabilizatorii sunt adăugați în iaurt înainte de fermentare pentru a îmbunătăți consistența și textura produsului alimentar, prevenind totodată separarea zerului. În principal, eliminării zerului la suprafață se realizează în timpul depozitării, astfel se asigură o stabilitate mai lungă a produsului alimentar. Studiul de dat se axează pe utilizarea pescovinii de mere ca stabilizator natural pentru iaurturi. Pescovina de mere a fost tratată după principiul minim procesare, adică uscare la temperatura de 55 grade Celsius și ulterioară măcinare, ceea ce a permis păstrarea intactă a valorii biologice acestui ingredient. Pentru comparare, pe lângă pescovina de mere s-a obținut și un lot de iaurt cu un stabilizator adesea utilizat în cazul fabricării iaurturilor comerciale, cum ar fi E1442, amidon modificat. Probele de iaurt au fost preparate folosind lapte, pasteurizat la temperatura 85 grade Celsius timp de 10 minute, apoi laptele a fost răcit la temperatura de 39 de grade, inoculat cu cultură starter leofilizată care conține atât microorganisme sau bacterii lactice specifice iaurtului, cum sunt Streptococcus thermophilus și Lactobacillus bulgaricus, cât și bacterii probiotice, cum este Lactobacillus acidophilus și Bifidobacterium. Laptele inoculat respectiv a fost repartizat în borcane din sticlă, s-a adăugat pescovina de mere în proporție de la 0,2 până la 0,8%, după amestecare probele au fost fermentate la temperatura de inoculare. Ulterior, după terminarea procesului de fermentare, au fost răcite și maturate la temperatura de refrigerare 4 grade Celsius. Au fost evaluate în continuare în diferite perioade de depozitare, 0, 3, 7, 14 zile.
pentru a determina caracteristicile senzoriale, fizico-chimice și reologice. Proprietățile texturale și cele senzoriale sunt cruciale, să zicem așa, în formularea și acceptarea fiecărui produs nou. De aceea ne-am propus mai întâi să examinăm caracteristicile senzoriale ale probelor de iaurt în funcție de proporție de toscovină care, eu provin din regiunea de sud a Republicii Moldova și la noi e toscojină și eu tot mă strădui, dar îmi vine din copilărie termenul de... Deci, toscovina de miere, așa, și... Deci ne-am propus să examinăm caracteristicile senzoriale ale probelor de iaurt în funcție de proporție de toscovină, atât deci în ziua întâi de depozitare, cât și pe parcursul întregii perioade de depozitare. Punctaj ridicat pentru proprietățile senzoriale, deci au fost atribuite tuturor probelor de iaurt obținute, dar totuși cel mai înalt evaluate au fost probele de iaurt cu 0,6% toscovină de miere. Caracteristicile senzoriale care au fost evaluate este aspectul, consistența, culoarea, mirosul și gustul produsului. Caracteristicile fizico-chimice ale probelor de iaurt au fost determinate, valorile acestora se înscriu în limitele stabilite de documentele tehnice normative în vigoare pentru produsele lactate fermentate. Adăugarea de toscovină în proporție de 0,6-0,8% a condus la creștere rate de modificare a valorii pH-ului în timpul fermentării și respectiv la reducerea duratei de fermentare. Toscovina de miere conține acid malic, acid cafeic și alți acizi organici. Astfel, prezența acizilor organici din toscovina de miere ar putea fi responsabilă pentru această creștere, să zicem, neînsemnată a, sau să zicem, scădere ușoară a pH-ului probelor de iaurt cu toscovina de miere. În vedere determinării efectului toscovinei de miere asupra caracteristicilor reologice, ale gelului lactic rezultat în urma procesului de fermentare, s-au determinat profilul de textură, viscozitatea și indicele de sinereză a probelor de iaurt. După cum era de așteptat, toscovina de miere a afectat în mod semnificativ proprietățile texturale ale iaurtului. Cele mai mari valori ale fermității, coezivității și respectiv viscozității au fost înregistrate în cazul probelor de iaurt cu 0,8% toscovină de miere. Aceasta ar sugera că acesta este doza, să zicem, optimă pentru producția industrială. Însă dacă revenim la diagrama evoluției caracteristicilor senzoriale, așa, deci observăm că creșterea concentrației de la 0,6 la 0,8 conduce la deprecierea calității senzoriale ca rezultat al gustului pregnant, să zicem, de adaos de toscovină, care, să zicem, suprimă aroma de fermentație lactică. Probele de iaurt fructificate au manifestat caracteristici senzoriale, caracteristici structurale, deci ce ține de textură și consistență, îmbunătățite pe parcursul a 14 zile de depozitare la temperatura de refrigerare. Sinereza reprezintă un defect semnificativ al produselor lactate fermentate, precum iaurtul, și depinde de numeroși factori, inclusiv de compoziția chimică a laptelui, de procesul de fermentare, de ingredientele utilizate în procesul de producție. Toate probele de iaurt cu toscovină de miere din acest studiu au prezentat
o scădere a indicelui de sinereză. Astfel, testovina de miere determină ameliorarea proprietăților reologice. Acest fapt se poate explica prin creșterea capacității de reținere a zerului în prezența glucidelor simple, dar în special în prezența glucidelor insolubile. Testovina de miere conține cantități semnificative de glucide insolubile, precum celuloza, hemiceluloza, lignină, pectină. Exemplu, pectina, cu conținut ridicat de metoxil, prezentată în tescovina de miere, ar putea reduce sinteza și crește viscozitatea față de continuă. Și, pe final, vreau să prezint concluziile. Deci, a fost dezvoltat un iaurt probiotic îmbogățit cu tescovină de miere sub formă de pulbere. Procesul de producere este unul fezabil și poate fi recomandat pentru producerea industrială. Adăugarea tescovinii de miere a condus la reducerea indicelui de sinereză și la ameliorarea caracteristicilor reologice în comparație cu proba martor. Cea mai mare valoare a viscozității a fost înregistrată în cazul probei de aurt cu 0,38% tescovină de miere. Cu toate acestea, investigarea proprietăților senzoriale a arătat că adăugarea de 0,6% tescovină de miere reprezintă cantitatea optimă. Corelația viscozității cu caracteristicile senzoriale a condus la identificarea concentrației optime de adaus de tescovină. Adausul de tescovină de miere în proporție de 0,4-0,6% au condus la îmbunătățirea consistenței și fermentății coagulului, fiind în același timp un ingredient recunoscut și sănătos pentru consumatori. Durata practică de păstrare la temperatura 4 grade este de 14 zile și, prin urmare, tescovina de miere adăugată în compoziția iaurtului are potențial înalt de stabilizare a gelului lactic format prin agregarea proteinelor și poate fi utilizat ca stabilizator natural în producerea iaurtului. Sigur că și în orice studiu avem și careva perspective, deci studiul dat prezintă doar un prim pas în vederea obținerii iaurtului cu adaus de tescovină de miere. Urmează, desigur, să completăm datele reologice și senzoriale cu studii ce țin de conținutul total de compuși fenoli și bioactivi, activitatea antimicrobiană sau antioxidantă a probelor de iaurt cu tescovină de miere, identificate, să zicem, ca optim din punct de vedere senzorial în studiul dat. În plus, tescovina de miere poate servi ca purtător de substanțe fitochimice și o sursă de nutrienți care stimulează numărul sau activitatea bacteriilor probiotice din iaurt, determinând astfel limitarea creșterii patogenilor intestinali, de aceea urmează de studiat și momentul dat. Desigur, vreau să aduc mulțumire colegilor cu care am participat în cadrul acestui proiect și o mulțumire, să zicem așa, deosebită, să zicem, echipei manageriale a proiectului care a depus un lucru după mine titanic, în scrierea propunerii, în formularea sarcinilor, în colectarea datelor și raportare, și pentru aceasta le mulțumim foarte mult. Mulțumim, Liliana! De asemenea, mulțumim pentru activitate și, stimați colegi, întrebări? Una mică, doamnă Sturza. Da, da, vă rog. Da? Doamna Liliana, spuneți, vă rog, în condițiile iaurturilor dumneavoastră nu apar situații de fermenți, de bacterii care ar favoriza hidroliza pectinilor cu eliberarea, ați vorbit despre grupa metoxic, cu eliberarea metanolului, de exemplu, da? Noi situații similare în vinuri le avem din când în când. Asta este o situație. Deci, dumneavoastră cunoașteți bine care sunt factorii care pot să ducă la așa ceva, da?
Probabil e vorba de fermentație sub acțiunea drojdiilor, da? Dar în iaurt obținem exclusiv cu adaos de bacterii lactice. Nu, și bacterii, și anume că e vorba de anumite enzime care catalizează procesul de acesta de rupere a grupei metoxie cu formarea cantităților de metanol, care e toxică. Dacă îmi permiteți eu să răspund la întrebarea aceasta. Da, domn profesor, dumneavoastră aveți mare dreptate, dar faptul acesta apare după 14 zile de păstrare. Adică dacă iaurt se păstrează în timp de 7-11 zile, deci procesele date nu apar. Iată, am aflat ceva nou, mulțumesc. Nu o să mă apropii de raftul cu iaurturi de peste 2 săptămâni. Dar acelea nu sunt făcute cu tescovină de mere, domn profesor. Oricum, da. Un produs ordinar nu trebuie să depășească 14-28 de zile. În caz contrar, deja nu mai sunt viabile microorganismele prezente în produs. Da. Vă mulțumesc mult. Mai sunt întrebări? Dacă nu sunt... În acest caz, vreau să mulțumesc doamnei Liliana și să ofer cuvântul ultimului vorbitor de astăzi, domnișoara Violina Popovici. Bună ziua! Bună ziua! Dar nu înainte de a o felicita cu ocazia unei frumoase aniversări pe care a sărbătorit-o ieri. După care nu prea voia să fac prezentarea, dar eu am spus că nimic. La mulți ani. Mulțumesc. Felicitări, Lina. Mulțumesc mult. Chiar acum partajez prezentarea. Și... Așa. Nu înțeleg de ce nu. Ce nu merge? Mai încerc o dată. Mai încearcă. A obosit și timpul. Încerc o opțiune. Elina, încearcă să partajezi poate ecranul, e mai simplu. Prezentarea. Doamnă Rodică, poate fie cum să transmite ei prezentare. Da, Verina, transmite. La tine microfonul s-a închis, Verina. Calculatorul greu reacționează. Acuși chiar acum mai încerc încă o dată și gata. De ce nu vrea? Ok. Altfel. Violina, probabil noaptea asta nu i-ai făcut restart. A apărut, în sfârșit. Trece regim de prezentare. Așa.
Vă rog să-mi spuneți dacă se vede. Se vede. Da, se vede. Se vede, e bine. E da. Bine. Așa, deci, mult stimată audiență, permiteți-mi să vă prezint lucrarea cu tema evaluarea caracteristicilor fizico-chimice și activității antioxidante in vitro a extractelor liposolubile cu pudră din fructe de pădure. Așa. Deci, scopul prezentei cercetări a fost de a evalua caracteristicile fizico-chimice și a activității antioxidante in vitro a extractelor liposolubile îmbogățite cu pudră din fructe de pădure, și anume cătină, păduciel și măcieșe. Și pentru a îndeplini acest scop au fost stabilite unele obiective, și anume uscarea materiei prime vegetale în condiții predeterminate, obținerea unor pudre fine de cătină, păducel și măcieșe, la fel obținerea extractelor liposolubile de cătină, păducel și măcieșe, și studierea conținutului total de carotenoide, așa ca clorofilele, beta-carotenul, licopenul și zeaxantina, prin metode spectrofotometrice, studierea parametrilor de calitate a extractelor liposolubile de cătină, păducel și măcieșe, și evaluarea activității antioxidante in vitro a extractelor liposolubile din fructe de pădure. Cum bine cunoaștem, compușii biologic activi se regăsesc în cantități mici în produsele alimentare, dar au o valoare destul de impunătoare. Drept exemplu de compuși biologic activi pot menționa carotenoizii, flavonoizii, polifenolii, care atestă caracteristici antioxidante, antiinflamatoare, anticancerigene. Așadar, pe parcursul cercetărilor ne-am propus să analizăm în special fructele de pădure autohtone, și anume cătină, păducelul și măcieșul, deoarece se caracterizează printr-un conținut sporit de vitamine, carotenoizi, polifenol și respectiv atestă efect antioxidant, antiinflamator, citoprotector și imunostimulator. În continuare este prezentată schema de obținere a extractelor liposolubile, așadar fructele, pomșoarele colectate au fost spălate, uscate la temperatura de 45 de grade, timp de 3 ore. Au fost uscate, macinate, cernute, până s-au obținut o pudră fină, după care au fost dozate în raport prestabilit în ulei vegetal de floarea soarelui, iar extracția s-a desfășurat la temperatură de 45 de grade cu o durată de 3 ore prin agitare, după care extractele au fost centrifugate și respectiv s-a separat faza extractului liposolubil de rezidu vegetal. În continuare, extractele obținute au fost stocate în fiole din sticlă întunecată și au fost păstrate la frigider pentru determinările ulterioare. Au fost determinați mai mulți parametri de calitate a extractelor liposolubile. În primul rând a fost determinat conținutul total de carotenoide și din diagramele prezentate putem observa că extractele de cătină, păducel și măcieșe se caracterizează printr-un conținut sporit de compuși biologic activi, așa ca beta-carotenul, licopenul, zeaxantina, clorofila, alfa și beta, ceea ce ne argumentează posibilitatea de a le folosi ca potențiali antioxidanți naturali.
La fel a fost determinată și activitatea antioxidantă cu ajutorul radicalului liber de PPH și din diagrama prezentată putem observa că extractele liposolubile de cătină, păducel și măcieșe se caracterizează printr-o activitate antioxidantă sporită datorită conținutului sporit de compuși biologic activi. Au fost determinați și parametrii de calitate a extractelor liposolubile, și anume indicele de aciditate și indicele de peroxid. În cazul indicelui de aciditate, observăm că valorile pentru extractele liposolubile sunt neesențial mai ridicate în comparație cu proba martor, fapt care se datorează anume acelor compuși biologic activi cu caracter acid din compoziția extractelor liposolubile, dar valorile se găsesc în limite admisibile conform actelor normative. În cazul indicelui de peroxid, observăm că valorile sunt mai reduse în comparație cu proba martor de ulei vegetal. Iarăși rezultatele se încadrează în limitele admisibile conform actelor normative, iar faptul că valorile sunt mai reduse ne demonstrează faptul că are loc încetinirea proceselor oxidative în extractele liposolubile obținute. La fel a fost determinată și conținutul de triene, de diene și triene conjugate. Acest parametru ne indică gradul de oxidare a extractelor liposolubile și iarăși observăm că valorile pentru extractele liposolubile de cătină, păducel și măcieșe este mai redus în comparație cu proba martor, fapt care ne demonstrează că are loc încetinirea procesului de oxidare. La fel a fost determinat și activitatea antioxidantă in vitro a extractelor liposolubile. A fost simulată faza de digestie gastrică în condițiile de mediu acid și în condițiile de digestie intestinală. Din rezultatele prezentate putem observa că în cazul digestiei gastrice se atestă o activitate antioxidantă sporită, așa cum ceea ce poate fi explicat prin stabilitatea mai ridicată a compușilor biologic activi în mediul acid, pe când în faza de digestie intestinală se atestă o scădere o scădere semnificativă a activității antioxidante, așa cum compuși biologic activi în mediul alcalin atestă sunt instabili. Așa. În concluzii pot spune că rezultatele obținute ne argumentează posibilitatea de a utiliza antioxidanții naturali obținuți din surse autohtone pentru a substitui aditivii sintetici și pentru a asigura produsele alimentare cu un termen de valabilitate sporit și de a încetini produsele procesele oxidative și la fel această cercetare ne demonstrează posibilitatea de a folosi extractele liposolubile în obținerea produselor alimentare cu un conținut lipidic sporit și în acest sens pe parcursul cercetărilor a fost elaborată o tehnologie de a obținere unui sos cu adaus de extracte liposolubile și a fost depusă și o cerere de brevet de scurtă durată. Și nu în ultimul rând, doresc să mulțumesc proiectului pentru tot suportul acordat și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Violina, și încă o dată felicitări! Vă mulțumesc! Stimați colegi, sunt întrebări față de Violina Popovici?
Dacă se poate, cea mai scurtă. Da. În regimul în care substanțele carotenoide sunt antioxidanți și se trece la proprietăți de prooxidanți, nu sunt atinse în extractele dumneavoastră. Deci că e știut faptul că lucrează foarte bine ca antioxidant până la anumite concentrații când, în loc să avem protecție, avem favorizarea proceselor oxidative. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Nu au fost încă studiat acest aspect, în orice caz nu l-am studiat, cunosc, dar deja depinde de concentrația antioxidantului propriu-zisă și deja depinde și de compoziția chimică a produsului, că cunoaștem de obicei că în prezența anumitor metale, în special în acest caz, antioxidanții vor avea aceste caracteristici prooxidante. Adică deja depinde de concentrațiile acestor compuși. Da, da, vă mulțumesc. Dar este un aspect foarte interesant de altfel. Da, e practic subiectul unei cercetări aparte foarte profunde. Deci efectul de matrice, pur și simplu stabilirea efectului de matrice, da. Așa, alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, atunci îi mulțumim Violinei și... Eu vreau doar să o felicit pentru prezentare și pentru rezultatele obținute și să-i doresc să continui cu același succes sau chiar mai mare. Mulțumesc mult! Departajează, te rog, Violina. Deci, stimați colegi, iată că noi am ajuns la ultimul vorbitor înscris pe lista de astăzi. Deci am lucrat în regim foarte așa intens. Ne-am înscris exact în orarul preconizat, de altfel ca și pe tot parcursul proiectului. Poate cu unele mici întârzieri în ceea ce ține de achiziții, dar am reușit să le facem pe toate la timp. Deci, acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc tuturor membrilor echipelor în speranța că la următorul apel ne vom gândi dacă va fi pace și sănătate, sperăm să fie totul bine. Aceasta e important. Și sigur că vreau să ofer cuvântul și doamnelor din echipa de management, doamnei Antonela Patraș. Ne spune ceva? Mulțumesc frumos! Și eu vreau să fie aceeași speranță, să fie totul în regulă, să fie pace și sănătate. Poate reușim să scăpăm și de pacostea aceasta de pandemie și să avem condiții mai prielnice pentru colaborări viitoare. Am fost puțin chinuiți, probleme cu deplasările și noi aveam preconizate niște deplasări în Republica Moldova. N-am făcut niciuna, din păcate. Sperăm să recuperăm cu ocazia unui alt proiect. Da. Așa cum spuneam, apreciez pozitiv rezultatele obținute în acest proiect și complementaritatea echipelor. Felicit participanții pentru rezultatele obținute și sper într-o continuare a valorificării acestor rezultate și, de ce nu, și a continuării studiilor începute, la care deja am obținut unele rezultate parțiale. Mulțumesc foarte mult și toate cele bune vă doresc. În primul rând, sănătate, pace și să dea Domnul să ne mai revedem și în alte proiecte. Mulțumim! Aliona, doamna Aliona Ghendo-Moșanu. Eu vreau să mulțumesc tuturor care au participat în realizarea proiectului dat.
Într-adevăr, rezultatele prezentate în conferința, la conferința dată, a demonstrat că echipele noastre au capacitate de a face cercetare. Acum, noi suntem la etapa aceasta că rezultatele care noi am obținut trebuie să fie implementate în economia țării, adică în economia țărilor noastre, da, și deșeurile agro-industriale trebuie să fie valorificate în folosul obținerii produselor alimentare noi, în medicină și în alte ramuri. Vă mulțumesc! Stimați colegi, mai dorește cineva să spună? Dacă nu, că ne-am lungit cu conferința de închidere, deci eu aș dori doar să spun că, deși e conferința de închidere, dar activitățile noastre cu echipa de management de la IULS continuă, pentru că noi avem de finalizat cu raportul, cu auditul, cu toate activitățile. Așa că noi rămânem în contact și sperăm, într-adevăr, la o viitoare colaborare fructuoasă a echipelor. Vreau să menționez că rezultatele atinse au putut fi atinse doar numai datorită bunei colaborări și bunei organizări care a fost din partea echipelor de management a proiectului. Și faptul că am reușit să atragem în special tineri în cadrul proiectului, tineri doctoranzi, iată, Ana Maria e prezentă chiar în sesiunea de astăzi, doctorantă care a intrat în cadrul granturilor doctorale obținute pe baza acestui proiect, tot e un rezultat excepțional. Deci proiectul are șanse de continuare chiar și după finalizarea lui. Deci acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată, vă felicit cu finalizarea proiectului și să ne rugăm pentru sănătate, pace și atunci toate vor fi bune. Așa este, mulțumesc și ținem legătura că mai avem multă treabă noi până terminăm cu raportările, multă. Da, jumătate de an avem pentru acest lucru, adică lucrările continuă. Da. Să auzim de bine. Să ne auzim de bine. Sănătate și pace. Sănătate și pace, da. Numai bine. Revedere tuturor, sănătate. La revedere. Să știți că v-am urmărit, v-am auzit. Am fost aici prezentă. Ce rău îmi pare, eu nu știam că ești pe loc, puteai să mai spui ceva. Am la birou și adică n-am putut să stau cu camera deschisă, dar v-am auzit, am stat cu dumneavoastră până în sfârșit. Mulțumim mult! Ne bucurăm că ne-ați... Mulțumim, Anca! Un proiect foarte interesant. Chiar am aflat foarte multe lucruri în domeniu. Eu, personal. Sperăm să putem să reușim să continuăm cercetările și în cadrul altor proiecte. Mult succes! Eu vă susțin! Mulțumim! Mulțumim mult pentru toată susținerea. Anca, e probabil printre primele proiecte care se finalizează, nu? Da, proiectele pe care le am eu în